Slăvit să fie Domnul! Iubiți frați și surori și dragi prieteni, de ce ne-am adunat în seara aceasta aici? Să-i aducem slavă lui Dumnezeu. De ce cântăm? Cântăm pentru slava lui Dumnezeu, să-i aducem slavă lui. Haideți să ne ridicăm și să cântăm împreună cu familia Otto și Dana Pascal, prima cântare. O aveți în buletinele bisericii, vă rog să luați buletinul. Este Vreau să cânt doar despre Iisus, de iubirea mila sa. Vreau să cânt doar despre Iisus, de iubirea mila sa, despre jertfa de pe cruce, eu sunt liberat prin ea. Voi slăvi pe Salvatorul ce-a spălat al meu păcat, m-a iertat murind pe cruce, sunt prin el răscumpărat. Vreau să spun doar despre Iisus, cum prin El am biruit, prin puterea Lui cea mare, libertate am primit. Voi slăvi! Voi slăvi pe Salvatorul ce-a spălat al meu păcat, m-a iertat murind pe cruce, sunt prin el răscumpărat. Vreau să-L preamăresc pe Domnul, Cel ce moartea a zdrobit, căci prin El și eu sunt astăzi Fiul Tatălui iubit. Voi slăvi pe Salvatorul ce-a spălat al meu păcat, m-a iertat murind pe cruce, sunt prin el răscumpărat. Voi slăvi pe Salvatorul ce-a spălat al meu păcat, m-a iertat murind pe cruce, sunt prin el răscumpărat. Lăudați să fie Domnul! Și pentru că suntem răscumpărați prin El, avem toate motivele să-I mulțumim și să-I aducem închinare. În sensul acesta, vă invit pe toți să plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu și să-I cerem îndurarea, ajutorul și binecuvântarea, în mod special pentru timpul de părtășie din după masa aceasta. Doamne, lăudăm numele Tău cel Sfânt, pentru că ești Creatorul cerului și al pământului și, Doamne, mulțumim pentru că
Fiecare dintre noi suntem creația Ta specială. Îți mulțumim însă, Doamne, cu atât mai mult pentru faptul că nu doar ne-ai creat, ci prin jertfa Fiului Tău ne-ai răscumpărat pe toți aceia care, prin credință, am primit Harul Mântuitor în inimile noastre. Doamne, mulțumim pentru această ocazie nouă de a fi împreună. Mulțumim pentru toți cei care sunt prezenți aici. Mulțumim, Doamne, pentru cei care urmăresc prin internet această slujbă duhovnicească. Și ne rugăm ca prin Duhul Sfânt să lucrezi la inimile noastre ale tuturor. Doamne, nu uităm să aducem înaintea Ta și pe aceia care, din diverse motive, nu pot fi la părtășie cu noi în după masa aceasta. Cercetează-i, Doamne, acolo unde sunt fiecare și intervine, Doamne, după bunătatea Ta, unde este nevoie de vindecare fizică, Te rugăm să faci, Doamne, lucrul acesta spre slava Ta, unde Tu mai îngădui suferință, Te rugăm, Doamne, să dai răbdare. Și acolo unde este delăsare și indiferență, Te rugăm ca prin Duhul Sfânt să redai dragostea din tâi, pasiune pentru Tine și dorința de părtășie cu Tine și poporul Tău. Cerem, Doamne, încă o dată, harul Tău la lucru în mijlocul nostru, în numele și pentru meritele Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă rog să luați loc. Vă salutăm cu toată dragostea și în această după masă, la întâlnirea de părtășie a Bisericii Betel. Salutăm pe toți cei care sunt de-ai casei, salutăm în mod special musafirii noștri. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Este ultima duminică din luna august și augustul de-abia acum văd că și-a spus cuvântul în mod deplin. Este cea mai călduroasă dintre duminicile din luna aceasta. Probabil că unii s-au și temut un pic să vină în condițiile acestea și este de înțeles. În același timp vrem să apreciem efortul și îndrăzneala celor care ați ales să veniți și nu în ultimul rând, aș vrea să apreciez efortul celor care se ocupă ca totul să fie cât se poate de bine aici. Poate că ați fost surprins să vedeți atât de multă apă pe jos, n-a plouat, deci nu a plouat în după masa aceasta aici. S-au gândit frații că ar fi bine să dea o reîmprospătare la terenul acesta și a făcut o foarte mare diferență. În urmă cu 2 ore, temperatura aici era foarte diferită. Vreau să le mulțumesc în mod special, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți aceia care, duminică de duminică, vă puneți la dispoziția lui Dumnezeu să faceți tot ce trebuie ca lucrarea să funcționeze în condiții cât mai bune. Domnul să vă răsplătească slujirea. În mod deosebit ne bucurăm să salutăm cu noi la părtășie în după masa aceasta familia Pascal, Otto și Dana. Mulțumim că ați răspuns invitației noastre și că ați ales să fiți partea părtășiei noastre. Dumnezeu să vă binecuvânteze în timpul ce urmează. Ei o să cânte spre slava Domnului și împreună cu noi unele cântări și unele pe care vrem să le învățăm de la ei. De aceea îngăduiți-mi ca îndemn pentru momentele de închinare prin cântare să citesc un psalm întreg, dar unul care are doar 2 versete. Știți care e ăla? 117. Spune așa: lăudați pe Domnul toate neamurile. Aici suntem incluși și noi. Lăudați-L toate popoarele, căci mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui ține în veci. Lăudați pe Domnul. Amin. O parte din cântări, cel puțin, le avem în buletinul bisericii. Vă rog să le folosiți. Cred că și cântarea aceasta următoare este aici în buletin. Și împreună să cântăm cu bucurie spre lauda Domnului. Vă salutăm, dragilor, din 8 martie nu ne-am mai văzut, o salut și pe doamna mea dirigintă, trebuie să trec pe la dumneavoastră să-mi iau diploma, dacă mai ajută la ceva. Din 8 martie nu am fost înainte de pandemie, apoi a venit pandemia. Ce vreau să vă spun că nu ne-am îngrijorat așa tare, deși în jurul nostru era forfotă mare, însă noi ne-am încrezut în Dumnezeu.
Am văzut prin magazine că lumea se înghesuia să ia ulei, orez și așa mai departe. Cu baxurile și ne-am dus și noi, mi-amintesc că ne-am dus și am zis, hai să luăm și noi totuși, avem o rezervă, eu știu ce se va întâmpla. M-am dus cu soția și am luat un bax de orez și un bax de ovăz. Mai mult de teama că o să rămânem magazinele goale. Însă vă spun înaintea lui Dumnezeu că nici acum n-am început acel bax de orez. Că Dumnezeu este bun și ne-a purtat de grijă. Și prin orice am trece, El este vegheatorul nostru, sprijinul nostru, în orice nevoie. Lăudat să fie numele Lui. Și de aceea am ales această cântare astăzi, care spune așa frumos: în iubirea-i mare te-a purtat zi și noapte, Domnul te-a vegheat, ești în toate binecuvântat. Tot ce ai nevoie, Dumnezeu ți-a dat. Amin. În vâltoarea vieții când ești clătinat, cu descurajarea când ai de luptat, nu uita că Tu ești binecuvântat. Tot ce ai nevoie Dumnezeu ți-a dat. În iubire-i mare te-a purtat, zi și noapte Domnul te-a vegheat. Ești în toate binecuvântat. Tot ce ai nevoie Dumnezeu ți-a dat. Când îngrijorarea ți-e povară grea și sub cruce greu mai poți înainta, nu uita că Tu ești binecuvântat. Tot ce ai nevoie Dumnezeu ți-a dat. Slavă Lui! În iubire-i mare te-a purtat, zi și noapte Domnul te-a vegheat. Ești în toate binecuvântat. Tot ce ai nevoie Dumnezeu ți-a dat. Când ești în probleme nu descuraja, ce la tot puternic te va ajuta. El trimite îngeri ce te vor sluji, până alergarea tu ți-o vei sfârși. În iubirea, în iubire-i mare te-a purtat, zi și noapte Domnul te-a vegheat. Ești în toate binecuvântat. Tot ce ai nevoie Dumnezeu ți-a dat. În iubirea-i mare te-a purtat, zi și noapte Domnul te-a vegheat. Ești în toate binecuvântat. Tot ce ai nevoie Dumnezeu ți-a dat. De aceea, Doamne, îți mulțumim că ne-ai dat tot ce avem nevoie. Amin. Cântarea aceasta deosebită ne-a adus aminte de cât de îndatorați suntem lui Dumnezeu pentru mulțimea binecuvântărilor sale. Este cineva care consideră că a fost binecuvântat de Dumnezeu în mod special și în săptămâna ce a trecut? Cred că fiecare dintre noi avem lucruri pentru care se cuvine să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și aș vrea să facem chiar lucrul acesta, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim pentru lucruri specifice cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat în săptămâna ce a trecut sau în decursul vieții.
și apoi să alegem să ne încredințăm lui Dumnezeu și pentru vremea ce urmează. Sigur, sunt multe semne de întrebare legate de lucrurile care se întâmplă în lume, dar știm cine este cel care ne poartă. Nu cunoaștem ce se întâmplă în viitor, dar cunoaștem pe cel care cunoaște viitorul și îl ține în mâna lui. Amin? Și el este nimeni altul decât Tatăl nostru, prin Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, a lui să fie slava. Aș vrea în momentele ce urmează să avem un scurt timp în care, în liniște, în duhurile noastre sau în murmur, fiecare acolo unde este, să aibă posibilitatea să facă măcar aceste două lucruri. Să-i spui Domnului din inimă un mulțumesc frumos pentru binecuvântările pe care Dumnezeu le-a revărsat asupra ta, asupra casei tale, asupra țării noastre. Sunt atât de multe binecuvântări și ne face bine să ne aducem aminte de ele și să-i spunem Domnului mulțumesc frumos. Așadar, în timpul acesta vom începe fiecare în duhul nostru prin a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru lucruri specifice cu care El ne-a binecuvântat. Și apoi stăm în rugăciune de mijlocire în continuare, tot așa, în duhurile noastre, cu privire la lucruri care poate ne îngrijorează, întrebări la care nu avem răspuns în momentul acesta, nevoi pe care le avem, probleme de sănătate, de alte feluri. Le aducem înaintea Domnului cu încredințarea că dacă El se îngrijește de ele, noi nu avem de ce să ne mai temem. Și poate că, dincolo de nevoile noastre, ne aducem aminte de persoane specifice care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. În perioada aceasta sunt frați și surori și din biserica noastră care au probleme de sănătate. Strigăm Domnului pentru ei, cei care îi cunoașteți pe nume, menționați-i pe nume. Aș vrea în mod special să vă îndemn să-l avem în vedere în rugăciune și pe fratele păstor Ghiță Scânteie, care a fost păstor în zona noastră mai mulți ani, acum este în Nürnberg și știm de la soția dânsului că își trăiește probabil ultimele zile, poate chiar ultimele ore. Strigăm Domnului pentru el, vârstă 57 de ani. Ne rugăm ca Dumnezeu să întărească și pe soția dânsului în această perioadă grea și pe cei apropiați. Știu că sunt și alte persoane pe care le aveți pe inimă, aduceți-le înaintea Domnului. După timpul acesta de rugăciune personală, de mulțumire și de mijlocire, o să rog pe fratele Tibi Janai, știu că el e cuprins cu multă slujire pe acolo, dar o să aibă timpul necesar să ajungă aici și să ne conducă într-o rugăciune globală, prin care ca biserică să-i mulțumim Domnului pentru binecuvântările lui și să cerem îndurarea lui peste noi toți, peste biserică, peste oraș, peste țară și peste lume. Vă invit să ne ridicăm acum și să stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu personal. După aceste 2-3 minute de rugăciune personală, fratele Tibi ne conduce în rugăciune cu voce tare. Tată iubit din ceruri, binecuvântăm numele Tău cel Sfânt și Te slăvim și Te glorificăm pentru modul minunat în care Tu Te îngrijești de fiecare dintre noi. Te binecuvântăm pentru modul în care Îți apleci privirea și brațele spre ce aflați în nevoie în această perioadă. Te binecuvântăm, Doamne, și Îți mulțumim că Tu ești Dumnezeul Dumnezeilor, Doamne, și la Tine toate lucrurile sunt posibile. De aceea strigăm către Tine în aceste momente, pentru persoanele aflate în boală.
Doamne, te rugăm ca mâna ta vindecătoare să fie peste ei, Doamne, și în aceste momente să dai vindecare acolo unde este voia ta. Te rugăm să binecuvântești și pe cei care trec prin altfel de încercări, Doamne, pentru familie, pentru relațiile care sunt dărâmate. Doamne, am vrea să îți pui mâna ta vindecătoare și să reclădești. Amin. Ne rugăm pentru cei care n-au putut să ajungă astăzi la biserică. Din membrii Bisericii Betel, binecuvântează-i acolo unde sunt, Doamne. Doamne, te rugăm să le vorbești, Doamne, și să îi binecuvintezi cu dragoste și apropiere de cuvântul Tău, dragoste și apropiere de casa Ta. Doamne, și pe noi ca biserică am vrea să ne ții uniți în această perioadă în care Amin. Suntem vulnerabili în fața acestui virus și îți mulțumim pentru modul în care ai lucrat până în acest moment, Doamne. Slavă Ție! Doamne, am văzut puterea rugăciunii și în continuare am vrea să te rugăm să rămâi în mijlocul nostru. Am vrea, Doamne, să ne vorbești din cuvântul Tău în această seară și în acest sens te rugăm să îl binecuvintezi pe fratele păstor care va predica cuvântul Tău. Amin. Ne rugăm și pentru cântare și îți mulțumim că și prin cântare Tu ne binecuvintezi, Doamne, și prin tot ceea ce facem. Am vrea să lăudăm numele Tău cel Sfânt, să te binecuvântăm și să-ți mulțumim pentru modul minunat în care lucrezi în viețile noastre. Fii slăvit și binecuvântat în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă invit să luați loc și în continuare mai ascultăm spre lauda lui Dumnezeu două cântări din partea familiei Pascal. Fuge fără noi, alergăm după nevoi, fără rost. Nu mai știm cine suntem, unde mergem sau ce vrem, cu ce rost. Am uitat că noi suntem fii născuți din Dumnezeu prea-nalt. Suntem prea obișnuiți, suntem poate prea robiți de ce avem. Vine Iisus, cine-i gata de plecare, se uită în sus, vede slava lui cea mare și de va cădea, se va ridica. Dacă e predată toată inima, vine Iisus, cine-i gata de plecare, se uită în sus, vede slava lui cea mare și de va cădea, se va ridica. Dacă e predată toată inima, pe Iisus noi îl iubim, însă inima împărțim, ne înșelăm. Spunem răului că-i bun și îl luăm cu noi la drum, rătăcim. Pentru Iisus ce lăsăm, am promis, dar noi uităm, până când, până când. Oare cum ne va găsi, vom trăi sau vom muri, ce va fi, ce
slăbim. Vine Iisus, cine gata de plecare, se uită în sus, vede slava lui cea mare. Și de va cădea, se va ridica. Dacă e predată toată inima, vine Iisus, vine Iisus. Cine gata de plecare, se uită în sus, vede slava lui cea mare. Și de va cădea, se va ridica. Dacă e predată toată inima. Domnul să vă dea putere și să ne dea putere la toți, chiar dacă acolo jos cădem, să ne ridice El și să ne prinde de mâna Lui tare. Amin. Eu nu pot vorbi scuțit despre tine, căci limba e prea slabă să pot să vorbesc. Și de multe ori, fiind mai gângav, așa tare greu mă descurc cu oratoria, însă inima mea bate pentru El. Și dragostea Lui este atât de mare încât m-a copleșit și mă copleșește zi de zi. Domnul să ne binecuvinteze ca inima noastră să bată pentru El. Amin. Vorbi iscusit despre tine, căci limba e prea slabă să pot să vorbesc. Dar inima arde, Iisuse, în mine, și pot doar atâta să-ți spun, te iubesc. Dar inima arde, Iisuse, în mine, și pot doar atâta să-ți spun, te iubesc. Să cânt eu nu pot prea frumos despre tine, căci graiul mi-a stins și ușor obosesc. Dar coarda iubirii aprinse în mine vibrează și spune mereu te iubesc. Dar coarda iubirii aprinse în mine vibrează și spune mereu te iubesc. Și mult să înțeleg eu nu pot despre tine, căci tainele tale adânci copleșesc. Puterea gândirii și viața din mine ce-n lacrimi spune Iisus te iubesc. Puterea gândirii și viața din mine ce-n lacrimi spune Iisus te iubesc. Primește Iisuse iubirea din mine, mai mult eu nu am, doar atât dăruiesc. Și-n inima prinde într-una din tine iubirea să pot și mai mult să iubesc. Și-n inima prinde într-una din tine iubirea să pot și mai mult să iubesc. Mulțumim Domnului pentru cântările acestea deosebite și parcă am vrea să nu se mai termine. Timpul este, desigur, limitat pe care îl putem petrece aici, dar am o veste bună pentru dumneavoastră toți.
Există CD-uri de vânzare cu cântările familiei Pascal, aci la ieșire, așa că la sfârșitul slujbei de închinare aveți posibilitatea să achiziționați, cu condiția să nu blocăm cei care vor să cumpere CD-uri, undeva o să se tragă mai într-o parte și va trebui să ne asigurăm că respectăm distanțarea aceasta fizică și la ieșirea de pe teren de aici. Sunt mai multe CD-uri pe care le au, unul l-am înțeles foarte recent și ultimul cu imnuri creștine, este și unul cu cântări pentru copii și altele, alegeți după cum considerați potrivit și dacă vreți să dați și un cadou cuiva, cred că întotdeauna un astfel de cadou este bine primit. Vreau de asemenea să vă informez că se fac pași importanți înainte în ceea ce privește lucrarea de la Moșnița Nouă, pe care cu ajutorul lui Dumnezeu vrem să o continuăm, lucrare de construcție a unei case de rugăciune împreună cu o grădiniță creștină. A fost o perioadă mai îndelungată în care comisia care a fost desemnată din partea bisericii noastre se ocupe în mod special de problema aceasta, a ținut legătura cu arhitectul, s-a trecut prin multe etape de modificare, de ajustări și vestea momentului este aceea că această comisie, împreună cu Comitetul Bisericii și cu arhitectul, au ajuns la un numitor comun în ceea ce înseamnă proiectarea construcției și în curând ne dăjduim că o să avem și niște planșe frumoase, explicite, pe care să le putem afișa în holul bisericii ca să vă putem ține pe toți informați cu privire la ceea ce se întâmplă. Oricum, mulțumim Domnului și vă mulțumim tuturor celor care ați continuat să dăruiți inclusiv pentru lucrarea aceasta și vă încurajăm să o faceți în continuare. Există și în taloanele de zeciuială un talon special pentru lucrarea aceasta de la Moșnița, dar și dincolo de ceea ce este în talonul respectiv, cine dorește să facă o contribuție specifică pentru această lucrare strategică, considerăm noi, într-o zonă în mare dezvoltare, în la periferia Timișoarei, puteți să faceți lucrul acesta dacă puneți într-un plic cu specificare pentru Moșnița și atunci vom ști despre ce este vorba. De asemenea, o veste bună este că merge înainte cursul de cateheză pentru aceia care doresc să încheie legământ cu Domnul. Sunt persoane care au luat decizia aceasta și cu voia lui Dumnezeu ne pregătim ca în toamnă, cel mai probabil în cursul lunii octombrie, să avem un botez nou testamentar. De aceea, dacă sunt persoane care n-au încheiat încă legământ cu Dumnezeu în apa botezului și doresc să poată să facă lucrul acesta la botezul din toamnă, vă informăm că în fiecare duminică dimineața la orele 10 în sala de protocol a bisericii este un curs de cateheză pentru dumneavoastră, chiar și pentru cei care n-au luat o hotărâre fermă în sensul acesta, dar doresc să cunoască mai mult despre credința creștină, despre biserica noastră, vă invităm cu drag la cursul acesta, duminica de la 10, repet, în sala de protocol. Acum ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie în timpul unei cântări din nou cu familia Pascal. Eu zic să ne ridicăm în picioare, fraților și surori, și să cântăm cu toată inima. Dacă asculți de Dumnezeu, ești binecuvântat de El. Omule, aici, pe acest pământ, crucea Lui de la Calvar răspândește milă, har și iertare de oricui îndar. Cel care s-a dat pe sine ca să moară pentru tine, Iisus Hristos din Nazaret. Astăzi în al Lui iubire, pe
îți oferă mântuire, omule, ce ascult și înțeleg. Lumea de ar fi a ta, ce folos tu ai avea, dacă tu sufletul pierdut ar fi. Viața trece ca un vis, te-ai gândit la paradis sau la iadul veșnic din abis. Cel care s-a dat, cel care s-a dat pe sine ca să moară pentru tine, Iisus Hristos din Nazaret. Astăzi în al lui iubire îți oferă mântuire, omule, ce asculți și înțeleg. Într-o zi și eu am spus, te urmez, Doamne Iisus, viața de atunci El mi-a schimbat. De Iisus nu mă despart, El îmi este cel mai drag, în poarta cerului mă așteaptă împrag. Cel care s-a dat pe sine ca să moară pentru tine, Iisus Hristos din Nazaret. Astăzi în al lui iubire îți oferă mântuire, omule, ce asculți, fii înțeleg. Într-o zi pe crucea Golgotei și-a dat viața pentru fiecare dintre noi, ca noi fiecare să avem viață veșnică prin El. Și într-o zi când va veni pe norii cerului, să ne îndreptăm cu El de mână spre cerul, locul pregătit de El. Hai să cântăm cu toată inima. Cel care s-a dat pe sine ca să moară pentru tine, Iisus Hristos din Nazaret. Astăzi în al lui iubire îți oferă mântuire, omule, ce asculți, fii înțeleg. Cel care s-a dat, cel care s-a dat pe sine ca să moară pentru tine, Iisus Hristos din Nazaret. Astăzi în al lui iubire îți oferă mântuire, omule, ce asculți, fii înțeleg. Astăzi în al lui iubire îți oferă mântuire, omule, ce asculți, fii înțeleg. Omule, ce asculți, fii înțeleg. De căi pe care așa de mulți aleargă, dar nu uita un singur drum e adevărat. Înspre pierzare lumea vrea să te atragă. Eu te întreb pe care mergi, prieten drag. Iisus e calea, adevărul și viața. La El găsești iubire fără de hotar. Poți să-L urmezi de astăzi numai prin credință, și vei primi viață veșnică în dar. Te îndemn să nu te lași furat de valul lumii, căci îți vei pierde sufletul, tu bine știi. Nu asculta
respinge șoaptele minciunii. Iisus ți-a pregătit un loc în veșnicii. Iisus e calea, adevărul și viața. La El găsești iubire fără de hotar. Poți să-L urmezi de astăzi numai prin credință și vei primi viață veșnică în dar. Lăudați să fie Domnul! Când zorii cheamă din somnul greu, te-ncrede iarăși în Dumnezeu. Înalță ruga și gândul sus, nu-ncepe ziua fără Iisus. Înalță ruga și gândul sus, nu-ncepe ziua fără Iisus. Pe drum cu soare, prin ploi sau vânt, pe buze poartă un cântec sfânt. În orice clipă tu ceri întâi de plină pace și-n ea rămâi. În orice clipă tu ceri întâi de plină pace și-n ea rămâi. Iar unde-i brazdă, prin văi și lungi, sămânță bună, cu drag s-arunci. Atunci spre casă, cu cer un gând, te vei întoarce din nou cântând. Atunci spre casă, cu cer un gând, te vei întoarce din nou cântând. Iar când la rugă vei sta supus, de plin în tine va fi Iisus. Vei spune, Doamne, ești mulțumit, El va răspunde, ai biruit. Vei spune, Doamne, ești mulțumit, El va răspunde, ai biruit. Ajută-ne, Doamne, să fim biruitori! Aleluia! Da, acesta este și tonul întâiei epistole a lui Ioan, din care vom citi acum în continuare și vă invit să ne ridicăm. Vom citi mai mult în seara aceasta din această epistolă, dar acum mă voi limita doar la câteva versete din capitolul 5. Sper ca vântul să-mi permită să pot să citesc în timpul predicii. 1 Ioan, capitolul 5, de la versetul 1.
Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și oricine iubește pe Cel ce l-a născut, iubește și pe Cel născut din El. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Căci dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele, pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Continuăm cu versetul 11. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă orice I-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut. Amin. Doamne Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Fiului Tău, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Te rugăm acum, Doamne, să vii cu Duhul Tău cel Sfânt și să Te atingi de fiecare dintre noi. Doamne, Te rugăm ca pe mine să mă inspiri în predicarea cuvântului, iar fraților, surorilor și prietenilor care ascultă cuvântul, Te rugăm, Doamne, să le dai harul de a fi transformați prin puterea Ta. Ne rugăm ca fiecare dintre noi să plecăm de aici schimbați, cu dorința sfântă de a împlini voia Ta cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă rog să luați loc. Aș dori să vă pun o întrebare. Câți dintre dumneavoastră aveți permis de conducere la mașină? Ridicați o mână. Câți dintre dumneavoastră aveți? Rămâneți cu mâna ridicată. Câți dintre dumneavoastră ați luat permisul din prima încercare, lăsați mâna jos? Da, bun. Bine că l-ați luat. Bun. De ce credeți, fiecare, ca să ai un permis de conducere, trebuie să ai un test scris, la care parcă pe vremuri trebuia să ai 26 de puncte, nu? Ăsta era maximul, te lăuda dacă luai 26 de puncte, te scotea în față, dar minim 23. Și un test practic, da, de conducere. De ce credeți că e nevoie de un asemenea test? De ce este nevoie de așa ceva? Nu pot să mă duc să mă urc în mașină, să văd singur acasă și să mă urc și să conduc. De ce este nevoie? Ca să ne asigurăm ca cei care răspund, da, să se asigure că acela care mână mașina știe regulile și nu este haos. Nu este haos și că suntem cu toții în siguranță atât cât se poate. De multe ori când plecam seara târziu de la biserică, mi se întâmpla un lucru ciudat uneori. Plecam și aici știți că este sens unic și de foarte multe ori, nu știu, o mașină este din zonă, din altă zonă, un BMW de putere mare, venea pe contrasens și bineînțeles că eu trebuia să fiu acela care să mă dau la o parte ca să nu fiu spulberat. Cel puțin avea bun simț și dădea muzica, volumul la manele foarte tare și basul îmi vibra inima, așa că știam din timp când se apropie.
Nu este bine să călcăm aceste reguli. Este bine de aceea fiecare dintre noi să ne verificăm din când în când și din punct de vedere spiritual. În textul care l-am citit, vedem că sunt câteva cuvinte cheie. Să cunoaștem, să fim siguri, să avem îndrăzneală. Noi trăim acum într-o lume în care este multă nesiguranță. Își spunea cineva că un singur lucru este sigur în lumea aceasta, exceptând pe Dumnezeu, că nimic nu este sigur. Și într-adevăr, în lumea aceasta, nimic nu este sigur. Un singur lucru este sigur, că Dumnezeu există, că Dumnezeu a dat cuvântul Său și că Domnul Iisus Hristos va reveni. Și cuvântul lui Dumnezeu va rămâne în veci de veci. Sunt multe lucruri cu care putem să fim siguri, care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Dar trăim într-o lume, într-o epocă în care nesiguranța este generalizată. Parcă nu mai poți să planifici nimic. Știu de foarte multe cazuri care au planificat să țină nunta și am primit invitație, după care am primit o altă înștiințare, amânăm nunta mai încolo și încă una că amânăm nunta, în speranța că vor fi vremuri mai bune și n-au venit și au trebuit să țină nunta într-un cadru foarte limitat. Iată, se spune că vor începe școlile, nu-i așa? Dar peste tot auzim vești că nu se știe cum vor începe școlile. E nesiguranță generalizată. Oamenii nu mai știu ce va fi, nu mai știu cum să planifice. Și aceasta este lumea în care trăim. Dar în momentul în care începem să citim această întâie epistolă a lui Ioan, intrăm într-o altă lume. Parcă este o altă lume. Și în lumea aceasta, așa cum am spus, iată, găsim mai multe cuvinte cheie care în scurtul pasaj doar care l-am citit, deja sunt repetate de foarte multe ori. Încredere, îndrăzneală, să știți, să cunoașteți, cuvinte care vorbesc despre siguranță și nu despre nesiguranță. În pasajul care l-am citit de la versetele 11 la 13, ni se spune ceva despre care fiecare dintre noi ar trebui să fim siguri, dacă așa este. Și spune așa, și mărturisirea este aceasta, Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să vi se pară, ca să aveți impresia, v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu aveți viața veșnică. Aici se vorbește despre siguranța mântuirii și Ioan spune, v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu aveți viața veșnică. Este bine pentru siguranța ta și nu doar pentru siguranța ta aici pe pământ, ci pentru siguranța veșnică. Să ai certitudinea că ești mântuit. Dar pentru ca să ai această certitudine, Ioan ne spune că există câteva teste la care trebuie să trecem. Foarte mulți iau aceste trei versete în izolare față de contextul epistolei și spui, uite, scrie aici, cine are pe Fiul are viața, v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viața veșnică. Eu cred în Dumnezeu, am viața veșnică, spun unii. Unii spun, cred în Dumnezeu și nu știu ce se va întâmpla cu mine. Nu e bună niciuna din aceste extreme. Noi trebuie să avem siguranța că avem viața veșnică. Apoi Ioan vorbește despre siguranța rugăciunilor ascultate. Și totuși, nu întotdeauna, parcă rugăciunile noastre nu sunt ascultate. Dar Ioan spune foarte clar, îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva, după voia lui ne ascultă. Este o altă lume a siguranței, a îndrăznelii. Cui își adresează epistola aceasta Ioan?
Dacă citim în capitolul 2, vedem că sunt trei categorii de persoane sau etape de vârstă. Și aici se referă la etape de vârstă spirituală și nu cred că doar vârstă spirituală. Și cred că aceste categorii sunt reprezentate și în seara aceasta aici. Capitolul 2, versetele 12 la 14. Ascultați, vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele Lui. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. Vă scriu copilașilor, vă scriu tinerilor, vă scriu părinților. Epistola aceasta este pentru copilași, pentru aceia care s-au întors de curând la Dumnezeu. Este pentru aceia care sunt mai tineri în credință, mai cruzi în credință. Epistola aceasta este pentru aceia tineri în credință care nu sunt chiar la început, au o anumită perioadă de când s-au întors la Dumnezeu. Și celor tineri, celor copiilor în credință, le spun copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate. Aceștia se bucură că au păcatele iertate, sunt în faza aceea de bucurie. Tinerii sunt în faza aceea în care au început luptele spirituale în viața lor și de aceea Ioan spune, vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. Părinților celor mai maturi în credință le spune ceva. Vouă vă scriu pentru că voi sunteți dintre aceia care știți, care cunoașteți, care îl cunoașteți pe Dumnezeu în profunzime, care cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu în profunzime. Dar la toți le spune și copiilor, și tinerilor, și celor foarte maturi în credință, cu toții trebuie să vă supuneți unor teste. Vorbea fratele Alex de faptul că predicile baptiste în general au trei puncte. Ioan aici are trei teste, are trei categorii de personaje cărora li se adresează, dar vorbește și despre trei dușmani. Da, noi ar trebui să fim siguri de credința noastră. Noi ar trebui să avem siguranță într-o lume nesigură. Și totuși, adeseori, eșuăm. Și de ce? Pentru că sunt și niște dușmani. Trăim într-o lume care încearcă să ne abată de la credință. Care încearcă să facă credința noastră să o dilueze. Care încearcă să ne facă superficiali, mediocri în trăirea noastră și în cunoașterea noastră față de Dumnezeu. Și vorbește despre acei dușmani, tot în capitolul 2, de la versetul 15, auziți care sunt acești dușmani. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este el. Și acum cei trei dușmani, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești. Asta vine din interiorul nostru. Este un dușman din interiorul nostru. Pofta ochilor vine din exterior. Și lăudăroșenia vieții care vine și din interior și din exterior. Aș vrea în seara aceasta să ne focalizăm asupra testelor despre care Ioan vorbește. Teste la care trebuie să ne supunem și noi din când în când. Pentru ca într-o lume care se clatină, într-o lume în care s-a generalizat nesiguranța, noi să fim plini de îndrăzneală, noi să avem siguranță, siguranța că suntem mântuiți, siguranța că rugăciunile noastre sunt ascultate pentru că sunt după voia lui Dumnezeu. Siguranța că trăim o viață plăcută lui Dumnezeu. Care sunt testele, cele trei teste despre care Ioan vorbește? Primul test este testul ascultării de Dumnezeu sau testul moral. Capitolul 2, versetele 3 la 6. Și vă rog să ascultați cu atenție din nou aceste cuvinte cheie pe care le folosește Ioan. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos
și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el este dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Dacă vrem să avem siguranța, dacă vrem să știm că suntem în el, dacă vrem să-l cunoaștem, să-l cunoaștem tot mai bine pe Dumnezeu, pentru că cuvântul spune și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Ioan ne spune că cei care doresc acest lucru, doresc să aibă această siguranță, trebuie să păzească poruncile lui, să trăiască după voia lui Dumnezeu. Dar cine păzește cuvântul lui, acela știe că este în el. Trăim într-o lume care prin toate mijloacele încearcă să ne facă să ne conformăm modului ei de a gândi, mentalității ei și modului ei de viață. O lume care ne influențează prin multe feluri. În fiecare zi suntem expuși la semnalele acestea venite din lume. Dar noi, copiii lui Dumnezeu, trebuie din când în când să ne supunem acestui test, testul acesta al ascultării de Dumnezeu, al moralității. Trăiesc eu în conformitate cu voia lui Dumnezeu, revelată în cuvântul lui Dumnezeu? Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să facem lucrul acesta. Știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască ca Iisus, ni se spune în capitolul 2, versetul 6. Noi suntem chemați să trăim după modelul Domnului Iisus Hristos. Să fim tot mai asemenea Lui. Mă amintesc de marele compozitor Nicolae Moldovianu. Lui s-a oferit libertatea, ca și muzician, ca și compozitor. Și s-a spus așa, dacă vei începe să compui pentru Partidul Comunist, dacă vei începe să-ți folosești talentul pentru ca noi să ne promovăm ideologia, noi îți vom da drumul, vei fi liber și vei putea să-ți exprimi și credința ta, dar în paralel tu va trebui să faci lucrul acesta. Și Nicolae Moldoveanu a spus nu și a refuzat și de aceea, din ascultare față de Dumnezeu, a fost gata să plătească prețul și să rămână acolo în închisoare. Dar Dumnezeu l-a binecuvântat. Și prin binecuvântându-l pe el, chiar în ciuda suferințelor prin care a trecut, ne-a binecuvântat pe noi cu sute de cântări care să ne înalțe sufletul și să ne apropie de Dumnezeu. Știți că acolo în închisoare a compus 600-700 de cântări fără să aibă hârtie sau creion ceva de scris. Pe toate le-a memorat și după ce a ieșit din închisoare le-a pus pe hârtie. Asta a fost minunea lui Dumnezeu. Minunea lui Dumnezeu pentru că acest om a fost gata să trăiască în ascultare de el și să plătească prețul. Dragii mei, trăim într-o lume care se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu. Și ispita este foarte mare ca din dorința de a fi relevanți în această lume, de a nu fi marginalizați, de a nu fi priviți ca niște ciudați, noi să începem să ne conformăm gândirii mai întâi și apoi modului de viață acestei lumi. Trăim vremurile din urmă. Venirea Domnului Iisus Hristos este foarte aproape. Vremurile vor fi tot mai grele. Vom fi noi gata, copiii lui Dumnezeu, să plătim prețul de a trăi în ascultare de Dumnezeu? Dumnezeu să ne ajute ca în fiecare zi să ne verificăm prin testul acesta prezentat de Ioan. Chiar trăiesc în ascultare de Dumnezeu? Cunosc ceea ce spune Dumnezeu? Citesc cuvântul lui Dumnezeu astfel încât să împlinesc voia Lui? Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi.
așa cum trebuie să trecem tot felul de teste, examene auto, bacalaureat, treaptă, examen de intrare la facultate. Să ne preocupăm și de trecerea acestor teste, dacă vrem ca lumea aceasta nesigură, noi să rămânem echilibrați și să avem siguranță și îndrăzneală de a merge înainte orice s-ar întâmpla. Un al doilea test despre care vorbește Ioan. Testul doctrinar. Ce credem noi despre Domnul Iisus Hristos? Sunt mai multe pasaje aici, voi citi doar câteva, de exemplu capitolul 5, versetul 1, oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Versetul 4, pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Într-o lume nesigură care se clatină, dacă vrem să fim biruitori, să avem siguranță, trebuie să știm ce credem și să rămânem fermi pe poziția noastră. De-a lungul viacurilor, cele mai mari erezii cu care s-au confruntat copiii lui Dumnezeu a fost acelea legate de persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. În anumite perioade era negată divinitatea lui și se spunea că Domnul Iisus Hristos este un om care, de fapt, care s-a născut, a apărut la un moment dat, că nu este preexistent, dar datorită ascultării lui de Dumnezeu a fost ridicat așa la un rang mai mare și este undeva între om și Dumnezeu, dar nu este 100% Dumnezeu și nici 100% om. Alte erezii, din contră, negau umanitatea Domnului Iisus Hristos sau o diminuau. Și mai sunt și la ora actuală unii predicatori care, pentru unii dintre dumneavoastră, și aici trebuie să vă mustru, au devenit foarte faimoși, care predică că în momentul în care Domnul Iisus Hristos și-a dat viața, el a renunțat la divinitatea lui și abia după aceea a reprimit-o înapoi. Nu! Domnul Iisus Hristos este 100% Dumnezeu. În momentul în care el s-a întrupat, el și-a asumat o natură umană și a devenit și 100% om. Și el a rămas 100% Dumnezeu și 100% om și acum este la dreapta Tatălui, ca Dumnezeu și om. Aceasta este ceea ce credem noi și asta ne spune și Ioan aici în diferite pasaje. De exemplu, în capitolul 3, versetul 23. Și porunca lui este să credem în numele Fiului Său Iisus Hristos și să ne iubim unii pe alții cum ne-a poruncit El. Și în alt loc aici spune tot în epistola lui Ioan, prima sa epistolă, despre faptul că Domnul Iisus Hristos a venit în trup. El afirmă divinitatea și umanitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Vă amintiți de codul lui Da Vinci, da? O carte care a devenit faimoasă. O carte care a reușit în ultima vreme să influențeze noile generații. Și mulți au ajuns să-și pună întrebarea, ei, chiar Domnul Iisus Hristos a fost așa cum se spune în Evanghelii? Oare nu s-a căsătorit el? Oare el este chiar 100% Dumnezeu? O carte care încearcă să compromită doctrina de bază a creștinismului, și anume divinitatea și umanitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Veți vedea că vor veni vremuri în care din nou se va alterna. Uneori va fi contestată umanitatea lui, uneori divinitatea lui. Noi trebuie să rămânem tari pe poziție. Ca Iisus Hristos să ne mântuiască, El trebuie să fie 100% Dumnezeu, pentru că numai Dumnezeu poate să ierte păcatele, și 100% om, pentru că numai un om putea să sufere pentru păcatele noastre. Vreau să vă spun un lucru pe care poate mulți dintre dumneavoastră nu-l știți. Cu privire la testul acesta doctrinar, știți că în anul 325 a avut loc Conciliul de la Nicea.
Conciliul acesta a avut loc datorită faptului că biserica în acea perioadă se confrunta cu acest tip de erezii. Era arianismul care diminua divinitatea Domnului Iisus Hristos, erau alte erezii care contestau faptul că Domnul Iisus Hristos era 100% om și la conciliul de la Nicea s-a stabilit foarte clar ceea ce spune Scriptura ca să fie unitate în biserică, că Iisus este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și în același timp s-a făcut om. Vreau să vă spun că la conciliul acesta de la Nicea au participat aproximativ 318 episcopi. Poate veți spune, au venit episcopii, mari șefi ai diferitelor zone ale bisericii. Vreau să vă spun cine erau acești episcopi. Doar 11 dintre ei erau fără handicap. Toți ceilalți, 300 și ceva, aveau probleme trupești, nu datorită faptului că așa s-au născut, ci datorită torturilor la care au fost supuși ca să renunțe la ceea ce credeau ei cu adevărat că Iisus este Dumnezeu și om în același timp. Unora le lipseau ochii, altora aveau alții urechile tăiate, unghiile smulse, degetele mutilate. Unul dintre ei, Toma, episcopul de Maraș, care era în vremea aceea pe teritoriul Turciei, a fost adus cu un vehicul special acolo. A stat 22 de ani în închisoare pentru credința lui. În fiecare an i se stăia ceva din trupul lui. Omul acesta nu mai avea ochi, nu mai avea unghii, nu mai avea nas, nu mai avea buze, nu mai avea dinți, nu mai avea nici mâini și nici picioare. Oamenii aceștia au plătit un mare preț. Știți de ce? Pentru ca să afirme ceva care și noi trebuie să rămânem fermi în credința noastră. Că Iisus Hristos este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om 100%. Oamenii aceștia n-au venit doar cu o teorie. Oamenii aceștia au fost gata să sufere pentru credința lor. Oare noi ne vom lăsa clătinați în vremurile acestea de ereziile care vor veni, fie ca Dumnezeu să ne întărească, fie ca Dumnezeu să ne dea îndrăzneală, fie ca Dumnezeu să ne dea putere să afirmăm ceea ce trebuie să afirmăm. Știți cu ce ne vom confrunta în viitor? Cu negarea unicității Domnului Iisus Hristos în mântuire. Domnul Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. El este foarte exclusiv. Nu este o altă cale de a ajunge la Dumnezeu, de a avea viața veșnică, decât prin Iisus Hristos. Dar trăim vremurile pluralismului acum, când încetul cu încetul ni se inoculează microbul acesta, virusul acesta, că ar fi mai multe căi și că să-i lăsăm noi și pe alții, că fiecare este cu credința lui. Budismul cu calea lui, mahomedanii cu calea lor, confucianiștii cu calea lor, fiecare cu calea lui, ateii cu calea lor și să nu mai fim atât de exclusiviști. Va trebui să fim gata să plătim prețul în a fi considerați radicali și extremiști, dar să afirmăm adevărul. Alții au făcut-o înaintea noastră și ne-au dat un exemplu. Și ultimul test pe care trebuie să-l trecem, am văzut testul moralității, ascultării de Dumnezeu, testul doctrinar, cine este Dumnezeu, cine este Hristos, și ultimul test este testul social sau testul iubirii. Și în capitolul 4, versetele 7 și 8, iată ce ne spune Ioan. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu
și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dacă noi afirmăm credința noastră în singurul Dumnezeu adevărat, să nu uităm că acest Dumnezeu este dragoste și că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și modul în care noi ne câștigăm credibilitate în fața lumii este prin dragostea care o avem unii față de ceilalți și față de aproapele nostru. În epoca victoriană a existat în Anglia un mare evanghelist, pasionat de evanghelizare, William Booth. Și omul acesta organiza tot felul de întâlniri evanghelistice. Dar la un moment dat, Dumnezeu i-a sensibilizat inima și și-a dat seama că ei nu ajung cu Evanghelia la oamenii care au cea mai mare nevoie de ea, la cei care erau în birturi, la bețivi, la oamenii care trăiau în mahalale, în mizerie, care nu veneau niciodată la asemenea întâlniri. Și a început să se implice și el a înființat organizația aceasta despre care cu toții ați auzit, Armata Salvării, a organizat-o așa ca o armată, într-adevăr, care au ajutat milioane de oameni. I-a ajutat pe cei săraci, i-a ajutat văduvele, ajuta orfanii, ajuta pe cei care n-aveau educație și în modul acesta foarte mulți au ajuns să audă Evanghelia și să o creadă pentru că au văzut în activitatea lui dragostea lui Dumnezeu. Voi încheia acum doar cu îndemnul acesta. Așa cum am văzut, trăim vremuri grele. Vremuri de mare nesiguranță și instabilitate. Dar noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, noi putem să trăim altfel. Noi putem să trăim în atmosfera aceasta prezentată în această întâie epistolă a lui Ioan. O atmosferă de siguranță, de încredere și îndrăzneală. Este o siguranță proaspătă, bazată pe Hristos, pe cine este El, bazată pe ascultarea de El și bazată pe dragostea lui Dumnezeu care este în noi și care trebuie să se reverse prin noi. Vrem să avem siguranță, vrem să avem stabilitate într-o lume nesigură, să ne verificăm în fiecare zi. Testul moralității, ascultării, testul doctrinar, ce credem, și testul iubirii sau testul acesta social. Ne manifestăm dragostea. Așa să ne ajute Dumnezeu în fiecare zi să trecem testele acestea și atunci vom fi oameni plini de îndrăzneală care vor fi biruitori și mai mult decât biruitori prin acela care a biruit pe Satana, a biruit păcatul și a biruit mentalitatea aceasta păcătoasă a lumii. Doamne ajută! Amin! O cântare tare dragă nouă și mi-a dăruit-o Dumnezeu în urma unei încercări, cred că am mai povestit la voi, dar pentru cei care nu au fost, ar fi bine să zic câteva cuvinte. Știu că eram în brațe cu fetița noastră, avea un anișor și eram chiar la spital ajunși, într-o stare destul de gravă și a rămas fără suflare. Inima a încetat să-i bată, doctorii au alergat cu ea într-un salon de terapie intensivă și ne-a rămas amândoi acolo pe holul acelui sumbru, semi-întunecat și ne-am rugat. Ne-am rugat lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i dea vindecare, să-i dea viață. Și un cuvânt mi-a străpuns atunci inima și acest cuvânt a fost încredere. Ai încredere în Domnul Slavei. Și Dumnezeu s-a îndurat de fetița noastră, de aceea suntem foarte
Mulțumim este ce a făcut în viața noastră și de atunci îi cântăm cu toată inima și vrem să vă încurajăm și pe voi. Prin orice încercare ați trece, aveți încredere în Domnul Slavei. Amin. De ce ești plin de griji în neputință? De ce ți-ai pierdut și nădejdea ce-o mai păstrai? Cum de-ai uitat de plin promisiunea? Că orice ar veni prin Iisus vei triumfa. Ai încredere în Domnul Slavei, El a promis că va veghea ființa ta. Ai încredere că-ți te iubește și nici o clipă singur nu te va lăsa. De ce alergi la om în încercare? De ce nu-L chem pe Iisus în ajutor? El este acel ce dă eliberare și vindecă rana căci e mântuitor. Ai încredere? Ai încredere în Domnul Slavei, El a promis că va veghea ființa ta. Ai încredere că-ți se iubește și nici o clipă singur nu te va lăsa. Poate dorești să ai doar bogăția, alergi și trudești să ai faimă într-o zi. Caută mai bine întâi împărăția, căci toate le vei primi ca și prin vis. Ai încredere în Domnul Slavei, El a promis că va veghea ființa ta. Ai încredere că-ți te iubește și nici o clipă singur nu te va lăsa. Ai încredere în Domnul Slavei, El a promis că va veghea ființa ta. Ai încredere că-ți se iubește și nici o clipă singur nu te va lăsa. Niciodată El nu te va lăsa. Lăudați să fie Domnul. Eram ieri la o nuntă, la un eveniment și am primit un mesaj interesant pe Facebook și în acel mesaj scria cineva: frate Otto și Dana, Paște fericit, Hristos a înviat, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și ne-am minunat puțin, dar mi-am dat seama că Hristos este viu în inimile noastre în fiecare zi și El să trăiască viu
și să fim o lumină pentru cei din jurul nostru. Amin. Vom cânta o cântare care de obicei o cântăm la Paști, dar o cântăm cu bucurie, pentru că El este viu în vecii vecilor. Amin. Slujesc pe Salvatorul, pe Cel ce-a înviat. Eu știu că El trăiește cu slavă îmbrăcat. Îi simt deschisă mâna și glasul iubitor. Și când îl chem, El vine în ajutor. E viu, e viu, trăiește Domnul meu. Cu mine merge și mi vorbește chiar pe drumul greu. E viu, e viu, salvarea El mi-a dat. Îl port în inimă mereu, e viu cu adevărat. Strigați de bucurie, cântați cu glas duios, un veșnic aleluia spre slava Lui Hristos. Speranța și lumina celor întorși la El. În El e biruința Emanuel. E viu, e viu, trăiește Domnul meu. Cu mine merge și mi-e vorbește chiar pe drumul greu. E viu, e viu, salvarea El mi-a dat. Îl port în inimă mereu, e viu cu adevărat. Știind că-i viu, pot învi teama, și eu sunt viu, căci m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge, pe brațul Său mă simt mereu eliberat. Știind că-i viu, pot învinge teama. Cu mine merge și mi vorbește chiar pe drumul greu. E viu, e viu, salvarea El mi-a dat. Îl port în inimă mereu, e viu cu adevărat. Îl port în inimă mereu, e viu cu adevărat. Glorie Domnului, El e viu în vecii vecilor. Mulțumim Domnului pentru că siguranța despre care ni s-a vorbit în seara aceasta este bazată într-adevăr pe învierea Domnului Iisus Hristos. El este viu în vecii vecilor și ține în mâna sa istoria. De aceea, cei care sunt în El sunt în siguranță, iar cei care încă nu sunt în El au și în seara aceasta încă șansa, harul, să vină la El, la adăpostul Său, nu întâmplător,
psalmistul vorbește de multe ori despre el ca fiind scut și pavăză. Câtă vreme sunt în el, sunt în siguranță. Și ca să încheiem pe aceeași notă legată de siguranța pe care ne-o dă învierea lui Hristos, aș vrea să vă invit să ne ridicăm și voi citi în loc de rugăciune de încheiere din partea noastră a tuturor aceste cuvinte de benedicție de la sfârșitul epistolei către evrei, capitolul 13. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a ridicat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Amin. A Domnului să fie lauda acum și în veci. Vă rog să luați loc doar câteva clipe. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru încă o zi de har pe care ne-a dat-o și astăzi, o zi de închinare de dimineață în biserică, după masă aici. Mulțumim Domnului pentru vremea favorabilă, pentru inimile bune și pline de bucurie cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat, pentru cântări, pentru mesaj. Vrem să mulțumim de asemenea celora de care Dumnezeu s-a folosit în după masa aceasta, desigur și fratelui păstor, el e de al nostru, dar mulțumim în mod special familiei Pascal, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă folosească în continuare spre înaintarea împărăției sale și spre înviorarea inimilor celor care au nevoie de înviorarea Lui. Și în săptămâna aceasta Dumnezeu să ne ajute să umblăm în ascultare de El. La ieșire, acum trebuie să mă consult cu echipa administrativă, preferați să lase frații și surorile scaunele pe loc sau e de folos dacă o să le ia împreună cu dânsii la ieșire, fără aglomerare. Cine îmi dă un semnal în direcția aceasta? Să le lase pe loc? Vreți să duceți slujirea până la capăt, să luați răsplată mare? Ați înțeles mesajul, dânsii ne spun că putem lăsa scaunele acolo unde sunt. Așa cum deja ne-am cam obișnuit, o să începem evacuarea cu rândurile dinspre pod, încolonați la distanță de cel puțin un metru și jumătate față de cel din fața noastră, față de cei din laterală. Repet, există CD-uri la ieșire, puteți să le achiziționați. Și cei care vor să achiziționeze CD-uri o să se retragă un pic într-o parte așa încât să nu blocheze pe cei care doresc să iasă. O săptămână binecuvântată și cu voia Domnului ne revedem joi seara la orele 19 pentru serviciul de peste săptămână. Va rămâne doar în amintiri. În curând știință lumii se va prăbuși. Tot ce-ai strâns e doar deșertăciune pe acest pământ. Veșnic viu e doar același sfânt. Dumnezeu este veșnic.
ce le-am făcut vor răsuna ca eu.